Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. La mulți ani sărbătoriților zilei tuturor celor care purtați numele Sfântului Gheorghe. Să aveți o zi frumoasă și o seară minunată. Vorbim puțin astăzi despre ce se întâmplă în Buzău din punct de vedere al administrației locale. Alături de mine este domnul consilier local municipal Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Spun și eu la mulți ani telespectatorilor dumneavoastră și tuturor buzoienilor care poartă numele de Gheorghe, derivatele acestui nume, și Sfântul Gheorghe să le păzească viața de zi cu zi. E mare sărbătoare astăzi, vorbim însă și despre problemele pe care le avem în fiecare zi. Ați fost la ședința de Consiliu Local ieri și ați asistat la multe discuții în contradictoriu, multe bazate pe bugetul care va fi pentru anul 2021, pentru municipiul Buzău. Multe investiții anunțate, consilierii spun, cei din opoziție și dumneavoastră de altfel, că unele proiecte nu sunt chiar acum urgente. Cum au fost discuțiile? Discuțiile au fost contradictorii, sunt și normale, pentru că părerile sunt împărțite. Facem parte dintr-o echipă a Consiliului Local, unde fiecare are părere și fiecare își propune proiectul care să fie cât mai avantajos vis-a-vis de urbea noastră. Eu cred că bugetul are și părți bune și părți mai puțin bune. O parte din consilieri s-a abținut sau au votat împotriva acestui buget. Sunt și îndreptățiți, pentru că la unele capitole, vedeți dumneavoastră, cheltuielile sunt mari și nejustificate și atunci au intervenit astfel de păreri și discuții. Ce este mulțumitor și frumos pentru municipalitate, faptul că au fost prinse câteva proiecte noi, vorbim aici de centura de est, care va face legătura între E85 și zona de sud a orașului, șoseaua Brăilei, și mai ales acum când se va da în folosință podul Vadu Paș și acolo se va forma un nod rutier. Este binevenită pentru că va fluidiza traficul și era și necesară această investiție programată de foarte mult timp. Domnul primar a și făcut multe promisiuni cu această investiție. Știm foarte bine că avem prinsă și această lucrare de asfaltare a celor trei magistrale. Vorbim aici de strada Transilvaniei, Aleea Industriilor și Bulevardul Unirii. Deja lucrările au început cu strada Transilvaniei. Totodată se vor asfalta și străzile adiacente, cele care n-au fost asfaltate până acum, sunt prinse în proiect. Strada Răscoalei, unde face legătura între strada Transilvaniei și cartierul Micro 14, tot așa era de strictă necesitate să se asfalteze. Strada Parâng, unde au fost foarte multe reclamații din partea cetățenilor. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe strada Horticolei și multe alte străzi din municipalitate. Avem buget, bani avem, voință există și nu mai avem altceva decât să dăm drumul la treabă și să ne implicăm cu toții să facem lucrurile cât mai bine să meargă în orașul nostru. Din punctul dumneavoastră de vedere, însă, banii au mers exact așa cum trebuia sau au fost domenii unde au fost atribuite fonduri mai mari decât ar fi fost nevoie? V-am spus, părerile sunt împărțite, avem și cheltuieli care nu sunt de strictă necesitate, proiecte care ar fi putut suferi o amânare. De exemplu? Aceste investiții care vorbim aici de cinematograful Dacia, cred că nu este o necesitate, ținând cont de situația pandemică, unde nu se pot face spectacole sau unde nu o să aibă loc adunări. Deocamdată trebuie să ne reținem la astfel de investiții sau, știu eu, săl de sport, piscine sau lucruri de genul ăsta.
Cred că trebuie să găsim acea formă de investiție în care să satisfacem strict problemele acute. Vorbim aici de... Deci toate cerințele se duc către această infrastructură, aceste investiții, pentru că dacă nu se fac, nu putem atrage nici investitori, nu putem forma o activitate coerentă a municipalității și nu putem strânge taxe și impozite. Vedem foarte bine, vorbim aici de gradul de colectare al taxelor și impozitelor. Anul trecut a fost de 50,53% pe tot anul. Iată că anul acesta, după un an de pandemie, avem în primul semestru 40% grad de colectare. Înseamnă, este o veste foarte bună, înseamnă că gradul de colectare va crește anul acesta, deci bani vor fi suficienți și, de ce nu, pe lângă ajutoarele guvernamentale care vor veni de la Guvernul României, vom putea finaliza toate lucrările și toate proiectele propuse de Consiliul Local și Primărie. Am văzut că foarte multe discuții aprinse au fost și în jurul burselor pentru elevi. O să urmărim un material și apoi comentăm. Este un material care va fi difuzat și în cadrul jurnalului Campus TV în această seară despre bursele pentru elevi. Au fost propuneri pentru majorarea burselor oferite elevilor, bineînțeles, din bugetul local. Nu vorbim despre banii care au venit de la guvern. Și majoritatea PSD s-a opus majorării acelor sume pentru că nu ar fi bani de ajuns sau pentru că spunea domnul primar că ar fi bine să le ofere copiilor cărți mai degrabă, pentru că banii știm foarte bine cum se duc, dar cărțile pot rămâne într-o bibliotecă. Nu știu ce ar crede părinții despre acest subiect, dar oricum nu a trecut această majorare. Da, această majorare nu a trecut, a fost propusă de consiliere din opoziție. Domnul Andrei Nedar a venit cu această propunere și noi l-am susținut pentru că era binevenită. Era vorba de 80% față de acea bursă acordată de Guvernul României de 100 de lei de elev. Deci, normal, propunerea noastră a fost de 180 de lei. Cred că nu era o sumă atât de mare, putea să fie aprobată, dar ne bucurăm totuși că s-a realizat și această situație de a da burse elevilor, pentru că vedem, ne lovim de abandonul școlar. Dar trebuie să găsim toate formele de a-i atrage și de a nu mai absenta de la cursurile de învățământ. Iar propunerea tot trecută în Consiliul Local, în ședința Consiliului Local de ieri, de a da un pachet de 4 cărți elevilor și de a un proiect care a fost votat în unanimitate și este foarte binevenit, mai ales acum când oamenii au nevoie clar. De ceva. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, doamnă, și bună seara Domnului Roșioru, da. Vă rog frumos, întrebarea dumneavoastră. Am și eu două întrebări. Auziți? Se aude foarte bine. Prima întrebare, ce s-a discutat în Consiliul Local, are dreptate domnul primar că banii se duc, a trebuit să le dea niște cărți. Și a doua întrebare ar fi cu legat de proiecte. E într-adevăr, cum nu este... Cum spune domnul primar, că sunt necesare proiectele care sunt în derulare, care trebuie făcute, nu trebuie amânate, cum zice domnul Roșioru, că domnul Roșioru așa bate câmpii și nu face nimic. O să vă rog să vorbiți frumos și a expus părerea dânsului, domnul Roșioru, și este în asentimentul multora. Dacă aveți ceva concret să spuneți, vă rog. Dacă vreți să jigniți, ne opim aici. Nu am de ce să-l jignez, dar domnul Roșioru promite, zice că face, că dreze și... Știți că un consilier local nu poate face foarte multe, mai ales în contextul unei majorități clare în primărie. Vă mulțumesc pentru intervenție. Atâta
Bun, vă mulțumim. Domnule Roșioru, cărțile sunt bune, dar ar fi bine să le ofere gratuit fiecare școală sau prin intermediul primăriei, da, să fie bibliotecile școlilor aprovizionate cu toate cărțile necesare educației copiilor. Dar știți foarte bine că sunt situații foarte grele în multe familii din Buzău și atunci o bursă ar putea să ajute o familie să-și trimită la școală copiii și să nu renunțe, pentru că de multe ori copiii sunt ținuți acasă tocmai din cauza lipsei banilor, nu? Așa și este și cred eu că un stimulent ar fi foarte binevenit pentru orice familie, mai ales unde sunt 2-3 copii care merg la școală. Avem și această gratuitate pe mijloacele de transport, care este tot un plus și un lucru bun pentru o familie cu mulți copii. Referitor la ce spunea telespectatorul dumneavoastră, nu știu ce aș putea eu să fac mult mai mult. Eu fac parte dintr-un consiliu local unde nu vin decât cu propuneri și nu sunt un factor decizional. Este doar un simplu vot. Împreună cu colegii mei fac tot ce îmi stă putință. E viața grea pentru opoziție în acest mandat, pentru că oricâte proiecte ați avea, dacă majoritatea PSD nu decide că proiectul e bun pentru buzoieni, nu trece. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Să dați televizorul mai încet, vă rog. Da, cu forma nu. Foarte bine că dă elevilor cărți, dar fi curioasă, la ce tipografie se tipăresc? Da. E o întrebare bună. E singura întrebare? Păi, da, singura întrebare. Să ne spună și la ce tipografie se tipăresc. Asta mai bine să dea bani, că omul e acolo, o mâncare, copilul, bine, nu vorbesc. Eu sunt bunică în situația mea, copiii mei au bani, dar sunt care au nevoie. Sunt foarte mulți, e adevărat. Vă mulțumesc. Dacă vor să citească. Bun, dacă vor să citească, evident că pot găsi cărți și la bibliotecă. Avem o bibliotecă frumoasă în județ, în municipiu chiar. Da. Bun, vă mulțumesc tare mult și seară frumoasă vă doresc. E adevărat, nu? Da, este adevărat. Tipografia, știți care va fi? Vor fi mai multe tipografii sau una singură? Nu știm și gândiți-vă că depinde ce cărți se vor da. Știu că de la clasa a 3-a până la clasa a 12-a vor fi elevii care vor beneficia de acest pachet de 4 cărți. Dar avem instituțiile statului și ar fi foarte bine să sesizăm orice neregulă și tot ce ni se pare anormal, pentru că până la urmă sunt banii noștri, banii tuturor buzoienilor și sunt îndreptățiți să ceară socoteală oricând există cazul. Avem aici și curte de conturi care verifică aceste aspecte și alte instituții mult mai drastice. Vorbim de DNA și procuratură și alte. Cred eu că nu putem acum să gândim numai în zona asta, să nu mai facem nimic de frica că banii iau o altă, știu eu, direcție. E adevărat, oamenii sunt speriați de acest aspect pentru că s-au întâmplat lucruri până acum în 30 de ani, avem atâtea experiențe și atâtea fapte penale săvârșite în administrație și normal ca omul și omul de rând să-și pună astfel de întrebări. Încă o dată spun că trebuie să începem de undeva și nu trebuie să stăm neapărat cu frica drobului de sare că ne va pica vreo. Trebuie să gândim și pozitiv și să evoluăm. Dacă s-ar da acești bani, cred că, așa cum bănuim, necesitatea este mare la nivel de familie și se pot cheltui pe alte lucruri, iar învățământul nu va evolua și nu va putea fi ajutat sub nicio formă. Vreau să vă întreb despre Gloria, pentru că au fost discuții și referitoare la sumele care vor fi date către clubul Gloria, mai ales deoarece vorbim despre un investitor care să preia secția de fotbal. Nu o să o preia un singur investitor, înțeleg că va fi o asociere între primărie și investitorul respectiv. Oricum și primăria va avea partea ei de intervenție. Însă banii vor veni în mare parte de la investitorul care va fi ales. Înțeleg că sunt 4 investitori acum pe lista scurtă, cum spunea domnul primar. Banii mulți sau puțin pentru Gloria? Ce credeți?
Vorbim aici de un buget de 3,5 milioane euro pe întreg Clubul Gloria Buzău cu toate ramurile sportive. Iar investitorul va veni doar la secția de fotbal. Exact, exact. Depinde cum va fi împărțit acest buget. Eu cred că normal această asociere între un investitor străin și municipalitate trebuie să fie foarte atent urmărită, pentru că am mai avut experiențe anterioare, știți foarte bine, vorbim aici de Băhăieni, de alți oameni, alți investitori, unde n-au făcut altceva decât să vină și să bage acest club în faliment. Normal, când vine un investitor, trebuie să vină cu bani, iar noi să punem la dispoziție infrastructura și tot ce ține de utilități. Cam aici am putea avea o participațiune corectă din punctul meu de vedere și al tuturor cetățenilor din oraș. Dar ce știți despre investitor? Aveți vreo idee despre cel care va fi ales? Din zvonurile noastre ar fi vorba de un investitor autohton, un buzoian, unde ar vrea să ia 51%, iar 49% o să fie al municipalității. Vom vedea, nu pot să dau acest nume pentru că nu sunt sigur și n-aș vrea eu să creez, știu eu, alte discuții, speculații, da, și alte discuții. Dar e interesant că pe acea listă cred că sunt, în afară de acest buzoian despre care vorbiți, numai nume străine, adică oameni de o altă naționalitate, nu? Da, și din alte țări, am înțeles, din Turcia, Israel și o țară din Europa, cred că Belgia. Vom vedea. Aici strict se ocupă conducătorii clubului, președintele și cred că domnul primar. Vor hotărâ împreună cu noi, Consiliul Local, care va fi cea mai bună soluție pentru funcționarea acestei echipe. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Din nou vă rog să dați televizorul puțin mai încet. Și vă întrebarea dumneavoastră. Ne auzim? Da, ne auzim foarte bine. Mulțumesc. Bună seara. Dacă aveți o întrebare, vă rog. Domnul Roșior, am și eu o problemă. Deci, din luna octombrie am făcut o cerere pentru toaletarea pomilor. Locuiesc în Democrație, în spatele cimitirului. Deci, un bloc cu 4 scări. Da. Prima și celelalte scări sunt toaletate, numai scara a doua nu sunt. Bun. Unde ați făcut? Ați făcut la primărie sau la Urbis? La primărie. Am făcut o cerere, am un număr de înregistrare. Vă aștept luni sau să luați legătura cu doamna Preda. Eu o să o anunț, o să spun această problemă, o să îi aduc la cunoștință și cred eu că va veni o echipă de la Urbi să vadă acea situație de acolo. De ce nu s-a făcut acest lucru? Domnul meu, mă iertați, deci mi s-a venit, s-a uitat alea și că, domnule, vom lua măsuri. Așteptăm din luna octombrie. Și până atunci ați mai făcut vreo sesizare? Ați mai mers? Ați mai reclamat situația undeva? Sau ce să mai fac dacă am o cerere, am un număr de înregistrare. Deci dânsii au venit, au constatat dar și că aveți răbdare că se rezolvă. Lăsați-le colegilor mei, da, în regie, da, numărul de telefon și vă sună domnul Roșioru astfel încât să puteți să discutați cazul și să vedem care va fi soluția. Deci nu închideți, rămâneți pe fir, vorbiți cu colegii mei și spuneți-le numărul de telefon. E interesant că foarte multe situații au o rezolvare, dar după luni bune. De ce se întâmplă așa?
Depinde. Poate să apară și o problemă tehnică acolo, să nu se poate rezolva, dar poate și... Trebuia să primească un răspuns, nu? Că nu se poate rezolva situația. Sigur că, dar în 30 de zile trebuie să primească un răspuns. Asta este... Din octombrie au trecut de mai multe ori 30 de zile. Și de ce nu s-a pus în aplicare această doleanță telespectatorului dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că sunteți dispus să-l ajutați. Știu că de fiecare dată ați vorbit personal cu telespectatorii care au astfel de cazuri. Vă mulțumesc și eu în numele lor, pentru că foarte multe dintre probleme s-au rezolvat, domnule Roșioru. Și cred că și ăsta este rolul unui consilier local, nu numai de a rezolva din primărie anumite situații, pentru că acolo nu sunt atribuțiile dumneavoastră. Doar dacă veți fi primar la un moment dat, veți putea face mai mult, nu? Și primar, când... Dacă nu se pune problema. Dar și primar, dacă ai fi, ai nevoie de o echipă, o echipă a Consiliului Local, unde fiecare propunere și fiecare proiect aduce un plus valoare administrației locale. Nu poți așa de unul singur și nu poți să iei decizii cât de inteligent și cât de deștept te crede. Administrația merge doar în echipă. O să ne oprim pentru publicitate. După citim imediat și mesajele pe care le-ați trimis, rămâneți cu noi.